Jador nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj public Oanei Ciocan, după ce a spus că nu a iubit-o cu adevărat. Mi s-a părut o lipsă de respect. Jador a decis să dea cărțile pe față. Manelistul a făcut noi declarații. La scurt timp după ce a recunoscut că nu a iubit-o pe Oana Ciocan. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că jador și Oana Ciocan au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Chiar dacă mulți credeau că cei doi vor ajunge în fața altarului mai devreme sau mai târziu, aceștia au decis să se despartă. În urmă cu doar câteva zile, în cadrul show-ului în jacuzzi cu Bogdan Mocanu, Manelistul a spus că nu și-a iubit fosta parteneră. Acesta fiind motivul pentru care s-a ajuns la separare, însă acum a decis să-și pună sufletul pe tavă. Jador, noi mărturisiri, după ce a spus că nu a iubit-o pe Oana Ciocan. Jador și Oana Ciocan au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Manelistul o ceruse pe fosta sa parteneră de viață în căsătorie și nu puține au fost momentele când a spus că vede un viitor alături de ea. Plănuiau să se căsătorească, ba chiar să și întemeieze o familie. Cu toate acestea, după ce s-au despărțit, cântărețul a mărturisit că nu a iubit-o, înrucât dacă ar fi avut astfel de sentimente, ar fi rămas alături de ea. Ulterior, Jador a transmis un mesaj pe rețelele sale de socializare, acolo unde este urmărit de o mulțime de fani. Cântărețul a recunoscut că, în realitate, lucrurile stau diferit și regretă că a vorbit cu lipsă de respect la adresa fostei sale partenere de viață. În cadrul postării, acesta a precizat că a iubit-o foarte mult pe Oana Ciocan și, în continuare, o respectă, chiar dacă au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Mesajul vine la scurt timp după declarațiile sale făcute în cadrul emisiunii În jacuzi cu Bogdan Mocanu. Și am vorbit la adresa Oanei cu foarte puțin respect, îmi pare rău. Am spus că dacă o iubiam, rămâneam cu ea. Adevărul este că am iubit-o foarte mult și mi s-a părut o lipsă de respect să spun că dacă o iubiam, rămâneam cu ea. Am iubit-o, a fost frumos, o respect, merită respect. A fost cu mine, mi-a adus bucurie și are respectul meu. Atât. A fost mesajul transmis de Jador prin intermediul rețelelor sale de socializare.